Bună și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În videoclipul de astăzi voi vorbi strict de niște pași personali pe care îi pun în practică zilnic pentru a manifesta tot ce îmi doresc în viața mea. Ok, hai să începem. În viața de zi cu zi, credeți-mă că ascultăm foarte multe subliminale fără să vrem, asta fiind doar din reclame sau din muzică sau din whatever, în ce sunt băgate. Aceste subliminale îți intră în subconștient și îți schimbă practic gândirea. Eu sunt o persoană care ascultă subliminale zilnic și le recomand cu drag, însă aici trebuie să pun un disclaimer foarte mare. Recomand un singur canal de subliminale care este 100% safe și este acesta. Tipa e super tare și lucrează la medicină în așa fel încât să facă subliminalele să fie cât mai bune. Și hai să vă spun și de ce e bine să ascultăm subliminale de la un canal cunoscut care are afirmații 100% pozitive. E bine, dacă intri pe YouTube și scrii subliminale pentru bani, vei găsi 11.000 de videoclipuri de la 11.000 de canale diferite. Eu am recomandat canalul acesta pentru că știu că este 100% safe și am rezultate pozitive de pe el. Am avut și niște rezultate negative de pe alte canale. Totuși nu țin să le menționez, nu ascultați subliminale dacă nu cunoașteți persoana din spatele, de creatorul subliminalelor. Sunt și persoane care s-au sinucis pentru că în loc de afirmații pozitive, ascultau afirmații negative și ei nici măcar nu știau asta. De exemplu, în loc să fie îmi iubesc viața, era îmi urăsc viața. Și chestia asta se băga în subconștient și credeți-mă că nu e ok. Așa că dacă vreți ceva 100% safe, canalul acesta este singurul pe care le recomand până acum. Și a ieșit și soarele, ce drăguț! Așa că aveți grijă la ce subliminale ascultați, pentru că e foarte important ce ne băgăm în subconștient. Încă un tips pentru subliminale ca să ai rezultate 100% este să asculți în fiecare zi. Nu contează că îți faci un playlist de, nu știu, 10 minute, de 15 minute, de 30 de minute, sau că asculți un singur subliminal de 2 minute, tot ce contează este să asculți în fiecare zi. Atenție! Nu toată ziua, ci în fiecare zi. Mai bine asculți în fiecare zi 2 minute decât să asculți o dată pe săptămână și full o zi. Și am terminat cu subliminalele, acum vom trece la ceva puțin mai interesant. Chestia asta ca să iasă are nevoie de foarte multă practică și mie mi-a fost extrem de greu să mă acomodez. Este vorba că atunci când mergem să ne culcăm, trebuie să te gândești profund până adormi la ceea ce îți dorești de la viață. Nu trebuie să ai un scenariu întreg în care ți se întâmplă anumite chestii. Poți să ai un singur cuvânt, o singură culoare, o singură chestie și să te gândești profund la ea până adormi. Dacă faci chestia asta și adormi cu visele tale, crede-mă că a doua zi se îndeplinesc. Știu că pentru foarte mulți dintre voi pare ireal pentru că dorințele nu se îndeplinesc peste noapte, însă este adevărat. Însă motivul pentru care s-ar putea să nu-ți iasă din prima, nici din a doua, nici din a treia, nici din a patra și să-ți iasă greu, este pentru că avem foarte multe lucruri blocate în subconștient și când mă refer la foarte multe lucruri blocate, mă refer la limite. La limite impuse de societate sau de părinți, de oameni sau de oamenii care îți spun că nu poți să faci asta sau nu ești în stare sau este ireal să ți se îndeplinească o dorință atât de repede sau să manifestezi chestia în viața ta. Secretul cel mai mare e că totul ține de mindset, de cum privești toată situația și de ce ai în subconștient. De aceea folosim subliminale ca să ne spălăm subconștientul, pentru că nici noi nu știm ce avem în el. Și cu subliminale putem băga tot ce e mai bun în el. De exemplu, dacă îți dorești bani, poți să asculti un subliminal pentru bani. Dacă îți dorești dragoste, ascultă un subliminal pentru dragoste. Ți-am zis, recomand canalul acesta. Și te va ajuta să-ți curezi subconștientul și să-ți-l ordonezi așa cum vrei, ca să poți să manifestezi tot ce vrei în viața ta. Și cred că ultimul tip pe care îl pun în practică zilnic e să nu te descurajezi. Foarte mulți oameni nu o să te susțină în nimic în ceea ce faci. Ori încerca să te pună înapoi pe drumul tău, adică drumul societății. Și tu, fără să-ți dai seama, din nou, lucrând în subconștient, vei rezona cu tot ce auzi în jurul tău. Oamenii care nu te încurajează, din punctul meu de vedere, sau care îți spun că ai un vis prea mare, de fapt le e frică. Le e frică că vei reuși și le e frică că ei nu vor reuși. Oamenii care nu te încurajează și n-au încredere în tine, le e frică că o să eșuezi. Și aceștia pot fi și părinți și prieteni și credeți-mă că mulți nu o fac în nume de rău, nu o fac conștient. Ideea e că aceștia ne iubesc și prin iubirea lor le e frică să nu clacăm. Că apoi că un om când clacează este foarte nașpa, se simte prost și na, își spulbără visele. Dar credeți-mă că tot ce se întâmplă, se întâmplă cu un scop și această
iubire toxică sau non-toxică pe care o primim de la ceilalți, în care nu suntem încurajați sau poate visele noastre par puțin prea mari pentru ei, este complet normal și totul ține de mindset. Ține minte că dacă te descurajezi, deși este omenesc, dar de preferat să nu facem asta, o să distrugem toate treptele pe care le-am făcut până acum. Crede-mă că nu ești singur și universul te ascultă și se ascultă toate rugăciunile, toate dorințele, tot, însă totul se întâmplă la timpul lui. Trebuie să ai puțină răbdare și să lucrezi mai mult. Poate dacă n-ai primit lucrul de care ai nevoie sau dorința ta nu este îndeplinită, e pentru că nu ești pregătit să o ai. Mulți oameni se atacă când vine vorba de nu suntem pregătiți să primim lucruri, dar credeți-mă că este 100% adevărat. Astea au fost lucrurile pe care le fac eu zilnic pentru a manifesta tot ce vreau în viața mea. Hai să facem o mică analiză. Prima oară începem cu subliminalele pentru că trebuie să ne curățăm subconștient de toate limitele pe care le avem. Apoi trecem la faza de înainte să adormi, să te gândești profund la ceea ce îți dorești. Nu trebuie să ai un film complet în cap, poți să ai o simplă mașină în cap, poți să ai tot ce îți dorești, fericire, o stare de bine, depinde ce îți dorești. Un singur cuvânt sau o singură culoare, o singură imagine, un număr, orice. Și al treilea lucru este să nu te descurajezi, ba chiar dimpotrivă să ai atât de mult curaj încât să radiezi, să radiezi și ca dorințele tale să se îndeplinească. Nu uita să-mi lași un comentariu cu practica ta preferată pentru a manifesta, poate să fie una personală, de ce nu, eu folosesc și jurnalul, sunt mai multe tehnici și dacă vreți mai putem vorbi despre asta într-un videoclip. Îmi poți lăsa un comentariu chiar la acest videoclip cu ce ai vrea să fie următorul videoclip sau dacă ai vreo întrebare îți răspund cu drag. Și nu uita să lași un like și să te abonezi. Mulțumesc mult de tot! Pa!